Vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. În general, când timpul este înaintat și urmează un frate la predică, e ca jucătorul acela care e băgat în prelungiri pe teren, ca un diavol tasmanian, mușcă din tot terenul, e pe pretutindeni și nicăieri și nu realizează mare lucru. Eu voi fi foarte calm și voi încerca în 20 de minute să vă transmit ceea ce Domnul a rânduit pentru seara aceasta. Și vreau să vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie, 6 versete, Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 la 6. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-ați fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apropo, zice Domnul Iisus Hristos, știți unde mă duc, nu? Și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea într-acolo? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Frați și surori, tinerii care au fost aseară au înțeles. Aseară am răspuns la întrebarea ce nu este calea și am vorbit despre calea largă. Aia nu duce spre cer, duce spre prăpăd și pierzare. Mâine seară vom răspunde la întrebarea cum este calea care duce spre cer și vom vedea în ce constă asta. Zice că Michelangelo mergea pe albia unui râu și era cu prietenul lui și dintr-o dată se oprește și zice: uite-l pe David! Ăsta, prietenul lui, zice: hello, Michel, e doar un bolovan. Vorbim peste câteva vreme. După vreo două luni de zile, vine prietenul la el și zice: apropo, hai cu mine până în atelier. Se duce, avea un cearceaf din ăla pus peste o bucată de ceva. Și îl dă încet deoparte și zice: ce e aici? E David. Și zice prietenului: extraordinar. Cum ai făcut? Nimic mai simplu. Am luat bolovanul de marmură de pe marginea râului, l-am pus pe masă, am luat dalta și ciocanul, am dat deoparte de pe el tot ce nu seamănă cu David și a rămas David. Așa face Dumnezeu cu noi. S-ar putea în seara aceasta să simți dureros dalta lui Dumnezeu, dar va rămâne un om după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Să nu vi se tulbure inima. S-ar putea să fi venit tulburați în seara asta aici, tulburați de una, tulburați de alta. S-ar putea inima dumneavoastră să fie un vulcan, un ciclon. Și zici: Doamne, ce se va alege de mine? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu? Și zice Domnul Iisus: aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și cineva a zis: da, unul pentru baptiști, altul pentru creștini după Evanghelie, altul pentru ortodoxi. Stați cu minți că această parcelare teologică e doar pe pământ. În cer va fi, zice, eu mă duc să vă pregătesc un loc, un anume loc, unul special, unde vor fi pocăiții. Amin? Dumnezeu știe că are ce cromatică, ce culoare religioasă, de multe ori o băgăm în față la Sibiu și ne lăudăm cu anii de penticostalism pe care avem. Dumnezeu se uită la roadă și în funcție de asta ne pune acolo unde trebuie. Și le spune lucrul acesta unor oameni frământați în interior, unor oameni tulburați, și în cele din urmă se oprește așa ca un hexabrupto și zice: apropo, voi știți unde mă duc? Și zice Toma: nu, habar n-avem unde te duci. Păi de să vă spun, uite, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Doamne, dar unde te duci și care-i calea spre acolo? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde lui Toma, același Toma, același curios Toma, același responsabil Toma, ca și credincioșii din Berea, care nu se lasă dus de val, de niciun val de învățătură, același om îl întreabă
și avem cele mai revelaționare răspunsuri din Biblie datorită întrebărilor lui care par puierile și copilărești, dar au o greutate teologică foarte mare. Și Domnul Iisus îi răspunde: eu sunt calea, adevărul și viața. Îmi place foarte mult cum sună în limba latină Vulgata lui Ieronim, adică traducerea Noului Testament în limba latină, așa se numește Vulgata lui Ieronim. Și sună așa: ego sum via veritas et vita. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și aș vrea să punctez trei lucruri, mă voi încadra în timp, și dumneavoastră să înțelegeți, avem nevoie de cuvânt, avem nevoie de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. Eram aseară și ați văzut la începutul seminarului un sens giratoriu în care te afli cu foarte multe ieșiri, cu foarte multe semafoare, un paletar de opțiuni cu foarte multe variante, toate par bune. Toate căile acestea par bune omului, dar la urmă se arată că duc la moarte. Dar între toate acestea este o cale și spune Sfântul Apostol Pavel: vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și calea aceasta, între aceste multe căi, este una singură. Și am numit primul punct al seminarului din seara aceasta calea dintre căi. Specificul căii dintre multe celelalte căi. Și spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 12 cu 31: fraților, dragii mei, vă văd aici că aveți foarte multe opțiuni, aveți foarte multe zeități, umblați după multe lucruri. Eu vă recomand să umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care erau căile după care umblau oamenii de atunci? Pe de o parte, iudeii aveau calea minunilor. Iudeii, într-adevăr, vor minuni. Iar calea aceasta are foarte multe capcane, pentru că îl îngrămădește pe Dumnezeu la nivel de experiență personală. Abuzul de misticism, abuzul de senzațional, abuzul de storcător de lacrimi, are capcanele ei, pentru că de aceea avem astăzi tineri a căror pocăință nu ține decât până se enervează prima dată. De ce? Pentru că i-am îngrămădit, i-am condamnat la cercetare senzațională și oamenii aceștia l-au perceput pe Dumnezeu la nivel senzațional, dar nu ține, pentru că un pocăit care să reziste în vreme și în încercări, noi trebuie să ne asumăm pocăința la nivel cerebral. Adică mi-a scris o doamnă pe Instagram, a zis: pot să iau cina Domnului dacă nu simt nimic? Dar ce să simți? Eu iau cina Domnului, să am viață. Eu îmi asum cerebral lucrul acesta. O dată pe lună iau cina Domnului. Adică trebuie să simt neapărat. Nu m-am dus la adunare că n-am simțit, dar mă duc la adunare că trebuie să mă duc. Nu că simt sau nu simt. Calea minunilor ale capcanele ei. Pe de altă parte erau grecii, sofiștii, care au spus: grecii într-adevăr vor înțelepciune. Se adună la mesele lor, îi numește Pavel pântece leneșe, stau la mese, la banchete și se joacă cu conceptele filozofice. Și asta are capcanele ei. De ce? Pentru că încearcă să-L îngrămădească pe Dumnezeu în mintea aceasta cât poate duce un om și încearcă să-L îngrămădească la nivel rațional. Atâta pot, atât e Dumnezeu și nimic mai mult, tot ce depășește această logică și rațiunea mea e periculoasă. Aveau romanii calea lor, carpe diem, trăiește clipa, fă ce vrei. Mai orientalii aveau calea karmei, dacă ai o karmă pozitivă, poți să te aștepți la ceva pozitiv. Mai era calea faptelor, a dreptilor credincioși. Și vine Sfântul Apostol Pavel și spune așa: între toate aceste variante, vă arată o cale nespus mai bună, așa cum spune Costache Ioanid, calea cea adevărată care duce acum spre cer. Uneori stratificată cu o grămadă de lucruri, prin normativul lutier modificată, calea despre care am spus, spunea el, în continuare, cu acces de jos în sus, e însuși Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul în veci. Dragilor, dragi tineri,
s-a dus băiatul ăsta, mișit milă de ei, s-a dus la liceu. După prima lecție de logică, vine acasă și îi spune lui maică-sa că nu există Dumnezeu. Pentru că profesorul lui era ateu, vi se vor zice multe variante. Nu uitați un lucru, ceea ce ați învățat în casa lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este calea adevărată, binecuvântat să fie Domnul. Am putea să zicem cu toată adunarea, Iisus Hristos este calea vieții? Haideți să zicem cu toții, Iisus Hristos este calea vieții. El e calea. Nu mai căutați alte variante. Nu mai căutați alte direcții. El este calea. L-au întrebat pe Confucius, spune-ne, te rog frumos, care este calea spre absolut? Și a zis el, habar n-am. Căutați adevărul, nu eu sunt acela. Spre finalul vieții lui a fost întrebat, Mahomet era bolnav înainte de moarte și a zis, Mahomet, spune-ne adevărul, spune-ne drept, unde te duci? Unde te duci? Și a zis Mahomet, și scrie asta în Coran, nu știu unde mă duc, nu cunosc nici calea, căutați adevărul, nu eu sunt acela. Și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, tu unde te duci? Au zis ce a răspuns Iisus, știu exact de unde vin, vin de la Tatăl. Știu exact mandatul pe care l-am pe pământ să mântuiesc păcătoșii. Știu exact unde mă voi duce, voi fi răstignit, voi fi îngropat, a treia zi voi învia după Scripturi și mă voi înălța la Tatăl, știu unde mă duc la Tatăl, știu exact misiunea pe care o am, să vă pregătesc un loc, o veșnicie să fiți împreună cu mine. O, binecuvântat să fie Iisus Hristos! Singura zeitate de pe pământ, singurul Dumnezeu de pe fața pământului, de pe cele 6.000 de ani, care nu cere sacrificii umane, El însuși s-a sacrificat pentru oameni. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este calea dintre căi. Nu mai încercați să rătăciți, să vă pierdeți vremea. Nu mai încercați să căutați zeci de ani de zile să răscoliți. Ne-a fost revelată în Scriptură. Calea este Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. 2. Adevărul dintre adevăruri. Calea dintre căi. Adevărul dintre adevăruri. Frați și surori, aici e un alt seminar care necesită mult timp, cel puțin 2 ore, în alt context. Modul în care filozofia noii toleranțe a distrus în mintea tinerilor dumneavoastră convingerile prin relativizarea adevărului. Dacă Einstein, până la Einstein, legea atracției gravitaționale era adevăr absolut, adică orice corp este atras de pământ cu o forță numită forță gravitațională. În momentul în care Einstein a reușit prin ajutorul energiei să mute un corp dintr-un loc în altul, a zis, legea atracției gravitaționale a lui Isaac Newton este relativă. De ce? Pentru că se poate prin energie să muți un corp dintr-un loc în altul, într-un mod antigravitațional. Știți ce au zis filozofii? Dacă adevărul care a fost susținut sute de ani, al lui Isaac Newton, a fost relativ, înseamnă că toate adevărurile sunt relative. Și aici lovește diavolul și foarte mulți tineri, o grămadă de tineri, prin această relativizare. Ce înseamnă adevărul relativ? Reflectare justă, însă aproximativă și limitată asupra realității. Asta fac oamenii. Încearcă să relativizeze mântuirea, încearcă să relativizeze cuvântul lui Dumnezeu, încearcă să relativizeze iubirea, încearcă să-i dea valențe noi și altele și altele și altele. Aș vrea să știți că filozofia aceasta în care noi trăim și în care sunt educați copiii dumneavoastră, încearcă, și-au zis așa, dacă atunci înseamnă că dacă nu mai există adevăr absolut, există mai multe adevăruri, toate fiind relative, fiecare cu adevărul lui. Și fiecare adevăr și fiecare minoritate trebuie adusă de la periferia societății și a filozofiei în centru și validată prin legi. Dragilor,
Și ei vin și spun că sunt o grămadă de adevăruri. Fiecare cu treaba lui, fiecare cu adevărul lui. Pilat a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Ioan 18:38. Apropo, zice Pilat, am avut o discuție săptămâna trecută cu niște sofiști greci. În opinia ta, ce este adevărul? Și Domnul Iisus Hristos nu-i răspunde nimic. De ce nu-i răspunde Domnul Iisus Hristos nimic? În domeniul nostru de învățământ se numesc itemi, adică întrebări. Pentru că întrebarea este pusă total greșit și diabolic. De aici s-a distorsionat adevărul. Cum ar fi trebuit să-l întrebe Pilat pe Domnul Iisus Hristos ca să-i răspundă? Cine este adevărul? Și Domnul Iisus Hristos i-ar fi răspuns, ego sum veritas. Eu sunt adevărul. Dar și de atunci până astăzi, ce părere ai tu despre adevăr, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu? Și nu-i răspunde o grămadă de oameni care au încercat să ajungă la absolut. Gregorian Bivolaru, prin MISA, Mișcarea de Integrare în Absolut, a ajuns în pușcărie prin abuzurile care le-a făcut. New Age-ul, o grămadă de mișcări, de meditații transcendentale și de practicare de yoga. S-ar putea să fiți prezenți în locul acesta și să cochetați cu aceste metode orientale, diabolice, unele dintre ele, de integrare în absolut, și încercăm să căutăm absolutul. Vreau să știți că există un singur adevăr absolut între multitudinea de adevăruri, și anume, prima dată vreau să definez ce este adevărul absolut. Dimensiunea infinită a adevărului, necondiționat, perfect, desăvârșit, indiferent de orice condiții, pe treapta cea mai de sus. Adevărul absolut egal Dumnezeu. Amin? Amin? Mai crede Biserica lui Iisus Hristos în adevărul absolut? Am studiat un tratat teologic care spune că din bisericile evanghelice din America, peste 40% dintre slujitorii bisericilor, mă refer la ceilalți, nu la români, nu știu să fie români, nu mai cred în absoluturile Bibliei. Predică relativisme. Nu mai cred în existența iadului, nu mai cred în pedeapsa lui Dumnezeu, nu s-o mai predică. Când ați auzit ultima dată predicându-se despre iad, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre exigența lui Dumnezeu? Nu, pentru că toate sunt relative, da? Oamenii lui Dumnezeu, dragi tineri, vreau să știți, oricât va ținea pământul acesta, eu cred în adevărul absolut, și adevărul absolut este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este adevărul. În momentul în care eu mă duc cu Evanghelia, de ce sunt onorat că sunt slujitorul lui Dumnezeu și sunt slujitorul Evangheliei? Pentru că noi predicăm absoluturi. De ce deranjează filozofia noii toleranțe predicarea Evangheliei? Pentru că vine Domnul Iisus Hristos și e supărător. E deranjant, e obsedant, și vine și spune așa Domnul Iisus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Filozofia noii toleranțe spune, este frază intolerantă asta, domnule. Fiecare cu Dumnezeul lui, cu metoda lui, dragilor. Există o singură poartă, toți cei care au intrat pe alte părți sunt hoți și tâlhari. A zis Domnul Iisus Hristos, eu sunt adevărul absolut, eu sunt ușa oilor. Cine va intra prin mine, acum fiți atenți, va intra și va ieși și va găsi pășune. Și ce au făcut foarte mulți pocăiți? Au intrat într-o biserică, s-au betonat acolo, au turnat beton armat în jurul lor și stau acolo și își aruncă săgeți teologice unii altora. Vor intra și vor ieși. Știți ce înseamnă asta? Evanghelizare. Înseamnă că vor hrăni pe cei flămânzi. O, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt și ajută-ne să predicăm adevărul. Iubiți slujitori altarului, ne cheamă Dumnezeu să predicăm adevărul. Ajunge cât am predicat păreri personale, ajunge cât am predicat prejudecăți personale. Noi propovăduim pe Hristos și pe El răstigni. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este suficient adevărul, este suficient Iisus Hristos. Nu mai e nevoie de alte lucruri. Și trei și închei.
calea dintre căi, adevărul dintre adevărul și viața dintre vieți. Am interceptat câteva nevieți, vieți chinuite. Viața tip supraviețuire, chinuită dintr-o duminică în alta, iar biserică, iar la cor. Una dintre slujbele mele este să întăresc dirijorii de cor. Să face repetiție, vin jumătate de tenoriști. Și după aia când trebuie să cânte, nu vin la repetiție și în loc să fie tenoriști, sunt teroriști de voce. Și săracii sunt atât de chinuiți și vin iar. La altul vine cineva și încep să scrie pe grup. Nu pot să vin, nu pot să vin, nu pot să vin, nu pot să vin. Și săracii dirijori, Doamne, dă-le îndelungă răbdare și putere. Au învățat foarte mult, au muncit foarte mult. E viața asta supraviețuire, așa, parcă te duci, parcă vii, împins de la spate. Există viața moartă. Frați și surori, e foarte serios lucrul acesta. Măi, ce părere ai despre... Permiteți-mi să vorbesc ca un ieșit din minți. Mă dau exemplu pe mine. Ce părere ai despre Onisim botezatul? Mă, a fost la noi, a zis ceva pe acolo, a vorbit cumva. Bine, să zicem. Să zicem, în cel mai optimist mod. Da, îl întreabă pe altul. Mă, prieteni, acolo la voi, la Betleem, la Arad, cum e, cum să prezi? O, e păstorul nostru. Să zicem. Să zicem că așa ar fi. Vise. Și îl întreabă pe Dumnezeu, ce părere ai despre biserica din Laodicea? Îi merge doar numele că trăiește, dar e moartă. E viață moartă. Mai ai viață în tine? Mai arde focul Duhului Sfânt în inima ta, în sufletul tău? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cadavru ambulant. Schelet ambulant care sperie numai. Face numai umbră pământului, dar nu mai are rod duhovnicesc, nu mai aduce roada Duhului Sfânt. Apoi există și anomaliile acestea, viața reîncarnată. Am fost într-o misiune pe termen scurt în India o săptămână, coșmarul vieții mele, am scris o carte. Cea mai mare speranță a lor este să se reîncarneze în vacă. Cea mai mare pedeapsă ar fi să se reîncarneze în șoarece sau în șobolan. Asta e o viață, sau era și filozofia romană, carpe diem, dar există o altă viață între aceste vieți, în aceste variante de vieți. Zice Domnul Iisus Hristos așa, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug. Îl rog pe Dumnezeu, dragă soție și dragă soț, Dumnezeu să lase din belșug viață, din viața Lui în familia ta. Amin? Dragă bărbat, în momentul în care ești nervos și mânios pe soția pe care Dumnezeu ți-a dat-o, rugăciunea ta împiedicată, este paravan între tine și Dumnezeu. Și zice, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu femeile voastre, cu nevestele voastre. De ce? Nu țineți necaz pe ele, să nu fie împiedicate rugăciunile. Ne rugăm degeaba, că suntem mânioși, nervoși, nemulțumiți. Dragilor, viața aceasta nouă și îmbelșugată pe care o dă Iisus Hristos pe pământul acesta, apoi în mileniu, 1000 de ani, o viață frumoasă și apoi în împărăția lui Dumnezeu. Este formidabilă, este extraordinară. Aș vrea să știți că nu suntem ca pisica, se presupune că are 7 vieți, oricum ai arunca o pică în picioare. O singură viață avem și nici măcar nu e a noastră. Este darul lui Dumnezeu. Nebunule, îi zice, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi viața și lucrurile pe care le ale cui vor fi? De aceea, între toate aceste vieți, este o viață îmbelșugată, o viață închinată lui Dumnezeu, o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Frați și surori, în concluzie, mă bucur că m-am încadrat înainte de 20 de minute, în concluzie, toate acestea sunt articulate. Calea, nu una dintre căi, calea, ea e una singură, adevărul articulat. Adevărul și viața, nu una dintre vieți, viața, cine este?
Domnul Iisus Hristos din cer, căruia noi îi spunem, glorie ție, Iisuse Hristoase, Tu ești viața. Era cântarea aceea minunată, Tu ești viața, Tu ești viața, Cel ce ai înviat din morți, în Tine-i dragostea, viața, cu ea ne-ai cuprins pe toți. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a dus viață. Putem să spunem încă o dată, Iisus Hristos este calea cu toată adunarea. Iisus Hristos este calea. Putem să spunem cu toată adunarea, Iisus Hristos este adevărul absolut. Haideți cu toții, Iisus Hristos este adevărul absolut. Și haideți să mai spunem încă un lucru formidabil, minunat. Iisus Hristos este viața. Iisus Hristos este viața. Dacă îl avem pe El, avem tot ce ne trebuie. Vă iubesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mâine seară vom descoperi împreună ce înseamnă, cum este calea, cum trebuie să mergem pe ea și cât de frumoasă este și cât de frumoasă este destinația. Și o scurtă paranteză, m-ați întrebat mulți dintre dumneavoastră de cărți. Trebuiau să ajungă ieri, dar probabil din cauza zăpezii n-au ajuns. Mâine dimineață ar trebui să ajungă sigur. Deci mâine seară veți putea avea și unele dintre aceste cărți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.